Secole dă șanse tuturor jucătorilor să se afirme în meciurile din Slovenia. N-au lipsit nici cei trei români transferați în această vară. Unul dintre ei, Militar, a fost cel mai aproape de a înscrie în partida cu Steaua. În următorul meci cu Rudar, rapidiștii au fost surclasați cu 0-4. Rapid este o echipă în formare după ce s-a despărțit de foștii internaționali Kalenkov, Franțuz, Manaliu și Lewandowski. Înțeles că au plecat foarte mulți jucători. Avem o echipă tânără. Este greu. Ne gândim doar ca să construim o echipă bună la cupele europene sau altceva, nu avem de gând. Nu cred că avem vreo șansă anul acesta. Mâine Rapid va juca cu Celje locul 8 în sezonul trecut în Slovenia.